dimineața și bun găsit la primele știri ale zilei. Duminică, 1 august, pe Valea Oltului, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 4 mașini, iar 8 persoane au fost transportate la spital. În prima zi de august, pe Valea Oltului s-a produs un accident grav, în urma căruia 8 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. În accident au fost implicate 4 mașini, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare și a smurdului. Acțiunea a fost gestionată de către echipajele din Sibiu, care au primit suport de la Râmnicu Vâlcea. Inspectoratul pentru situații de urgență general Magheru al județului Vâlcea a fost solicitat să intervină la un accident rutier între 4 autoturisme de TN7 pe rata localității Lazaret din Sibiu. Pompierii militari vâlceni au intervenit cu 2 echipaje, unul de pe ambulanța Smurd și unul de pe autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, iar SAJ Vâlcea cu 2 echipaje. Gestionarea intervenției a fost realizată de către forțele de la Sibiu. În urma accidentului au rezultat 9 victime. Un bărbat în vârstă de 33 de ani, grav rănit, a fost transportat cu elicopterul Smurd la un spital din Craiova, iar alte 4 persoane au fost duse cu ambulanța la Sibiu. La spitalul de urgență din Râmnicu Vâlcea au ajuns 2 dintre victimele accidentului. Victimele de cod roșu au fost transportate, una la Spitalul Craiova cu elicopterul Smurd, respectiv la Sibiu, cu ambulanță cu medica Smurd Sibiu. De cod verde 2, care au fost transportate la Sibiu, precum și alte 2 de cod calde. Echipajul Smurd Vâlcea a preluat, monitorizat și transportat la spital o femeie în vârstă de 56 de ani, cu traumatisme la membru superior drept. La Vâlcea au mai fost transportate încă o victimă de cod calde de către SAJ Vâlcea. Din cauza accidentului s-au creat cozi imense, sute de mașini așteptând deblocarea traficului mai bine de 4 ore. Primăria Malaia face pași mici pentru dezvoltarea localității. Proiectul, ce presupune corectarea torenților și implicit asigurarea localității în caz de ploi abundente, avansează. Proiectul administrației locale din Malaia, privind corectarea torenților și preluarea acestora din proprietatea Rom Silva, înregistrează progrese. Ploile puternice de la începutul anului trecut au afectat câteva drumuri comunale și au inundat gospodăriile din mai multe sate. Însă primăria nu a putut interveni, întrucât torenții nu aparțin domeniului public din area sa de responsabilitate. Am avansat, spun eu, destul de bine și am început să primim de la OCPI documentațiile pentru corectările de torenți, să putem merge la Ministerul Mediului, unde să finalizăm prin hotărâre de guvern transferul acestora de la Rom Silva. De asemenea, primarul Dinculescu dorește să continue și să finalizeze un proiect mai vechi. Acesta presupune transferarea mai multor drumuri forestiere din proprietatea Rom Silva către domeniul public al primăriei. Potrivit edilului, câteva din aceste căi de acces vor fi transformate în drumuri comunale. Un proiect nou acum a început, să preluăm drumurile forestiere tot de la Rom Silva. Au fost trecute ca aparținând UAT-ului Malaia, dar administratorul nu a fost schimbat, transferul nefăcându-se. Mai multe proiecte de infrastructură nu au putut fi realizate până acum, deoarece drumurile nu erau în proprietatea primăriei. Gheorghe Dinculescu spune că din cauza administrației trecute, proiectele sunt demarate cu greutate. Noi nu am avut nici drumurile măsurate și să le avem în proprietate, nici torenții. Nu putem să dezvoltăm un alt proiect până nu ți definești clar care este proprietatea și de unde pornești. Fiind îngrădiți de documentațiile astea care trebuiau să existe în primărie și nu au fost, a trebuit să o luăm cu începutul, să întocmim documentații și după aceea să facem pașii următori, să facem proiecte și să depunem. Pe de altă parte, primăria lucrează la un proiect care presupune reabilitarea energetică a unităților de învățământ, dar și modernizarea iluminatului public din localitate. Lucrăm de asemenea la reabilitarea energetică. Lucrăm la proiect, acum ghidul este în dezbatere și urmează să vedem cum îl depunem. Școala Malaia, grădinița Malaia, dispensarul Malaia. Mai avem de asemenea tot pe parte de reabilitare energetică, iluminatul din întreaga comună.
În acest moment, în comuna Malaia se efectuează lucrări pentru introducerea rețelei de apă în satul Ciunget și Săliștea, iar mai multe drumuri din satul Malaia și satul Săliștea se află în proces de modernizare. Primarul speră ca până în luna octombrie aceste proiecte să fie finalizate. Târgul Meșterilor Populari din România este una dintre manifestările tradiționale care se desfășoară cu ocazia Zilelor Imnului Național. Anul acesta, cea de-a 24-a ediție, s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute în Parcul Zăvoi. Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Vâlcea a invitat la cea de-a 24-a ediție a Târgului Meșterilor Populari din România peste 80 de meșteșugari din întreaga țară. Bine ne-am găsit și ne-am regăsit după un an pandemic care ne-a încercat și la nivel de dorințe și de voință și de putință de a ne revedea cu bine anul acesta. Este un eveniment extraordinar de plăcut pentru că lumea a simțit nevoia după un an și jumătate să socializeze, să se întâlnească oameni de artă. Vreau să felicit Centrul de Creație Județeană, care este în subordinea Consiliului Județean, pentru faptul că au reușit să creeze acest eveniment cu sprijinul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea și delegațiile străine care au participat la Zilele Imnului Național, cât și toți cei care sunt prezenți în Parcul Zăvoi sunt impresionați de aceste evenimente. Pe aleile Parcului Zăvoi, standurile meșterilor din toată țara au fost pline cu articole din ceramică, țesături, cusături, broderii și tapiserii, articole din piele, sticlă și sare, piese din lemn sculptat, jucării, podoabe și multe alte obiecte lucrate manual. Pe lângă artizanii vâlceni bine cunoscuți din Horezu, Vlădești sau Vaideni, la târg au fost prezenți meșteri populari din Harghita, Bistrița Năsăud, Sfântul Gheorghe, Sighișoara și Suceava, ale căror lucrări unicat sunt rodul multor ore de muncă pline de pasiune. Lucrez și 16 ore, chiar și 18 ore de multe ori, mai ales că mă duc și prin la galeria de artă, când am făcut o prezentare și știu că am ceva de făcut, am lucrat și 18 ore. Dacă nu se vinde, degeaba ai pasiune, că toată pasiunea trece prin... îți trebuie bani și neavând bani nu pot să lucrez. Eu tot ce fac, o așchie nu pot să cioplez până nu dau bani. Consum curent, consum lac, consum lemn și etc. Dacă ar fi să stau așa în continuu, la 5-6 ore. De unde ați învățat să faceți aceste? Na, eu știu, darul ăsta l-am din copilărie, am învățat de la mama. Cât timp voia să lucrați o astfel de... Oricum durează, că e foarte greu de ținut cont la fire ca să nu se taie. Pe urmă, asta e o față de masă cu 100 de mine în chelin, tot specifică zonei Ardealului. Și durează, la asta pot să zic că chiar un an durează. Marea majoritate a celor prezenți cu obiecte de artizanat la acest târg au învățat meșteșugul din generație în generație și încearcă să transmită mai departe la fel aceste frumoase îndeletniciri. De unde ați învățat să coaseți? Din pamele, dar astea mai singură pe parcurs. Că a fost un hobby din tinerețe. Aceste popuși au... rolul de a îndrepta pe cei mici, pe cei peșcolari spre arta tradițională. Popușile în costume populare sunt și o întoarcere la anii copilăriei pentru seniori. În primul rând că își amintesc de costumele populare și în același timp spun așa mă jucam și eu. O popușă putem să spunem că dacă stăm așa o confecționăm în două zile. Vin din zona Tizmana, județul Gorj, unde se fac cele mai frumoase costume populare. Am învățat de la tata, se moștenește din tată în fiu și eu acum o las la băiatul meu. Din păcate, prea puțini tineri mai sunt interesați să învețe meșteșugurile care ne-au dus faima în lume și care fac parte din identitatea noastră ca popor. Eu promovez un meșteșug mai vechi, confecționat opincilor. Am atât opinci vechi cât și noi care le confecționez și cei care sunt interesați pot și cumpăra. De unde ați învățat acești meșteșug? Eu sunt din comuna Orlești, județul Vâlcea și de la taică-meu. La noi, când eram eu mic, toată lumea lucra opinci. Și babele acelea, dar au murit, nu mai sunt. Așa s-a transmis din tată în fiu. Poporul fără tradiții își pierde identitatea. Depinde ce se urmărește. Dacă vor să avem identitate ca o țară renumită și bogată, să aibă grijă de noi ca meșteri, că noi reprezentăm o parte din tradiții.
Acestea au fost știrile, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți în câteva momente matinalul Fii Antenă. O zi cât se poate de frumoasă să aveți, pe curând!